Pontypridd United a primit săptămâna aceasta cea mai mare depunctare din istoria fotbalului. Formația care evoluează în cel de-al doilea eșalon galez a fost sancționată de către Welsh FA cu 141 de puncte, de aproape 5 ori mai mult decât precedentul record. Potrivit Daily Star, Pontypridd United a încălcat de 18 ori regulamentul celor de la Welsh FA, însă a negat toate acuzațiile, motiv pentru care depunctarea a fost cu atât mai mare. Echipa înființată în anul 1992 a fost investigată pentru mai multe nereguli în ceea ce privește contractele jucătorilor săi. Cei din urmă au sesizat organismul care conduce fotbalul galez, iar sancțiunea a fost dictată la începutul acestei săptămâni. Cei de la Pontypridd aveau mai multe datorii față de jucători și nu au înregistrat corect o parte dintre ei. În plus, au folosit în meciurile oficiale jucători care nu erau eligibili. Prin urmare, o sancțiune dură era inevitabilă, dar cea de 141 de puncte reprezintă un record absolut în fotbal. Până acum, cea mai mare sancțiune era de 30 de puncte. Măsura celor 141 de puncte nu va fi aplicată în totalitate sezonul acesta. În ediția actuală, cei de la Pontypridd United au pierdut doar 6 puncte, iar celelalte 135 rămase vor fi dictate în sezonul următor. În urma sancțiunii de 6 puncte, Pontypridd United a picat pe ultimul loc în cel de-al doilea eșalon galez cu 7 puncte, la 4 lungimi în spatele echipei de pe poziția a 11-a.